Bună dimineața! Bună dimineața! Unde te bătut cu Vlad? Ai cu bani, mi-a făcut gura de ghișă! What I should do, and I wish you would be right here with me.
My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing, they're all there because of you. It's my fault, I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I know it's too late. Bună, prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog. Ați văzut că de dimineață m-am apucat de curățenie. Dacă tot este Daniel acasă de dimineață, am zis să fac puțină curățenie cât voi putea. Așa că m-am ocupat de partea de sus a casei. Ce, mami? M-am ocupat de partea de sus a casei cât a stat Daniel cu Filip jos și i-a dat săpape. V-am înseamnat deja acele imagini cu Filip și cu tati, da. Iar apoi el a ieșit afară. Am comandat un, nu știu cum, un shed, o debara de exterior și a ieșit afară cu un prieten ca să o monteze. Mami, stai un pic, mami. Vrea să-mi ia trepiedul, Filip. Mami, dar lasă așa să te vezi, mami. Filip face vlog. Da, gata și cu vlogul lui Filip. Cum spuneam, Daniel a ieșit afară să monteze acea de bara. Iar eu m-am ocupat de sufragerie, am șters geamurile puțin, le-am șters și pe exterior, dar nu am mai filmat pentru că eram afară și din cauza soarelui nu se vedea. Am șters geamurile, am dat puțin cu aspiratorul, am șters și praful și acum mă joc puțin cu Filip, că este deja... Imediat vă spun, este deja 12 fără un sfert. Mai stăm puțin, ne jucăm, iar apoi îi voi da lui Filip să mănânce. Îl pun la somn la 12 și jumătate. Daniel va pleca la muncă și după ce se trezește Filip, vedem ce mai facem. Așa că rămâneți alături de noi. Sper să fie un vlog destul de
lung, destul de ok astăzi, ca să-l pot și posta mâine de dimineață. Așa că vedem, sper să fie un daily vlog. Vă las și ne auzim puțin mai târziu. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Pregătit aici și prânzul pentru noi și prietenul nostru care l-a ajutat pe Daniel. Am pus aici ciorbă de perișoare pentru că aveam făcută de ieri și am încălzit-o. Iar aici am făcut omletă cu cărnați și asta vom mânca noi la prânz. Filip are și el aici ciorbică. Bine, ciorbică puțin spus. A fost tot o ciorbică, doar că i-am pasat-o cu cărniță de pui, cartofi, legume și asta va mânca și el la prânz. Am vrut să vă arăt și vouă ce vreme frumoasă avem afară. E așa ca de primăvară. Nu este foarte cald, dar e frumos afară. Filip doarme acum. L-am aici. Și sper să țină vremea până se trezește el ca să-l pot scoate puțin în parc. Și dacă reușesc să-l scot afară să mergem în parc, vă iau și pe voi cu noi. Ia uitați ce frumos e afară. Superb. A buzz on in my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. And you look up and our eyes lock and my heart falls straight out of my chest, baby. Your lips and your sweet smile, let me kiss it till I die. For the rest of our lives, messed up just right, so we
make love and we make plans, and God knows that I'm all about it. We're up high, never coming down, baby, just you and I. For the rest of our life, yes, you and me were meant to be. For the rest of our lives, drop your guard and take a ride with me, 'cause you got what I want. Love, it was a breakthrough. For the rest of our days, we'll be everything we want to be. For the rest of our lives, for the rest of our lives. Noi am ieșit în parc. Din păcate vremea nu prea ține cu noi. Dar am ieșit, am luat o gură de aer. Mergem rapid până la magazinul polonez să luăm ceva și apoi ne ducem acasă. Dar mă bucur că am ieșit puțin, am luat puțin aer. Filip este și el încântat, se uită peste tot, aude păsărele. Nu-i așa, mami? Da, mergem acum până la polonezi. Vedem ce găsim. Nu vreau să iau nimic special, dar am zis să merg până acolo. A, dacă voi găsi pătrunjel, pentru că am rămas fără, o să iau câteva smocuri de pătrunjel ca să pun la congelator. Noi ne-am întors acum acasă, este târziu deja, este 7:30. După ce am fost în parc, v-am zis că mă duc la magazinul polonez cu Filip. S-a oprit ploaia. Adică n-a plouat, a picurat așa un pic și am crezut că nu mai putem sta pe afară, dar m-am dus până la magazinul polonez. Între timp m-am oprit și la o prietenă, care are și ea un băiețel. S-a mai jucat Filip cu el. În fine, am mai stat pe acolo. Și acum ne-am întors acasă. Vreau să pun să mănânc ceva rapid cu Filip. O să vă arăt și vouă. Da, cred că vă arăt ce am luat. Am luat așa 4 chifle. Sunt calde. Cred că abia au fost făcute. O pâine feliată românească. Am luat așa două pungi de pufuleți gusto, îi mai dau lui Filip pentru că am rămas fără pufuleți pe care îi mănâncă el și nu am reușit să ajung la magazin. Sper să mergem mâine, dacă o să avem timp. Am luat așa două cornuri 7 Days. Am mâncat eu unul pe drum și mai am unul. Am luat așa o sare de Himalaya. Am înțeles că este bună. Este mult mai sănătoasă, nu știu, nu cunosc prea multe detalii, dar am înțeles că e mai bună aceasta, așa că am luat-o. Am luat un pachet de brânză de vacă, așa are 450 de grame, două cutiuți de brânză Almete, cremă de brânză, fiecare câte 150 de grame, am luat așa două, cu ceapă și verdeață, ceapă, cred că e ceapă verde. Nu știu că scrie în polonez. Așa am luat două cutii de smântână cu 400 de grame. Așa, cu 18% grăsime. Cred că atât. Da, atât am cumpărat. Nu am luat mare lucru, v-am zis, mă duc doar așa. Nu m-am dus să iau ceva special. Ba da, aveam nevoie de smântână, dar rest nimic special. Și cam acestea au fost cumpărăturile. A
acum mă duc să-l culc pe Filip, să-l culc. Mai întâi, v-am zis, vreau să mănânc ceva rapid cu el, după îi fac băiță și îl pun la somn, că pe la 8 și jumătate îl culc. Mai avem o oră. Da, dragilor, eu o să închei aici clipul. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, să ne dați un like, mi-ar plăcea tare mult să aud părerile voastre în comentarii. Și cam acesta a fost vlogul meu de astăzi. Vă pup și ne vedem în clipul următor. Pa, pa!